Când vorbim despre autovehicule, ne referim la sisteme propulsate care transportă pasageri și bagaje și ne fac considerabil viața mai ușoară. Imaginați-vă doar cum s-ar schimba ritmul vieții noastre dacă de mâine toate automobilele ar dispărea. Deși la început oamenii erau reticenți privind aceste înlocuitoare ale căruțelor trase de animale, cu timpul lucrurile s-au schimbat și astăzi domeniul automobilelor este foarte apreciat, devenind o pasiune pentru foarte mulți oameni. Însă, ne punem întrebarea logică. Cum au apărut primele automobile și mai ales în ce perioadă? Astăzi vom răspunde aceste întrebări și vom reuși să facem o paralelă între primele automobile și cele contemporane. Primul automobil din istorie. Era 1769, când inventatorul francez Nicolas Cugnot a proiectat primul vehicul care își propunea să funcționeze fără cai. O persoană obișnuită nu ar crede că înainte de secolul al XIX-lea, omenirea avea trăsuri fără cai. Desigur, acestea erau doar prototipuri, nu vehicule de producție, dar erau destul de multe și deveneau din ce în ce mai bune. Chiar dacă oamenii s-au dovedit a fi ceva mai greu de convins că o astfel de invenție va putea revoluționa domeniul transporturilor, armata franceză a fost mult mai impresionată. Astfel, aceștia au vrut să renunțe la caii pe care îi foloseau în sarcini grele și să aleagă tehnologia în liniile de luptă, mai exact, vehiculul cu aburi al lui Cugnot. Vehiculul lui Cugnot nu seamănă deloc cu ceea ce cunoaștem noi drept o mașină. În primul rând, principiul de funcționare nu era cel bine știut de noi toți, prin arderea carburantului, ci unul care se folosea de aburi. Însă în perioada anilor 1769-1770, tot ce nu mai implica utilizarea cailor reprezenta o inovație. Vehiculul lui Cugnot a fost modelat pe o căruță de cai de armată, cu excepția faptului că în loc să aibă un cal în față, a existat o a treia roată, care susținea destul de prost poziționat un cazan de cupru și o legătură asemănătoare unui clicker pentru a manevra roata din față. Mașina se putea mișca cu puțin peste 3 km pe oră, dar trebuia alimentată cu lemne la fiecare 15 minute, fapt ce presupunea ca vehiculul să fie oprit complet. De asemenea, a fost dificil de manevrat, lucru lesne de înțeles atunci când privim locul în care cazanul a fost amplasat. După câțiva ani de procese, armata a abandonat proiectul. Interesant e faptul că Cugnot este probabil primul om din istorie care a făcut un accident de mașină. În anul 1771, Cugnot și-a condus prototipul într-un zid de piatră, lucru care s-a datorat probabil sistemului de direcție defectuos, lucru ce a pus capăt muncii sale, însă nu și a principiului de funcționare pe abur. Invenția lui Nicolas Cugnot rămâne expusă la Musée de Art Emetier din Paris. Povestea lui Cugnot s-a încheiat la Paris, unde a murit din cauze necunoscute la vârsta de 70 de ani, la 2 octombrie 1804. Carl Benz. Faimoasa poveste a lui Carl și Berta Benz reprezintă unul dintre cele mai frumoase începuturi ale unui domeniu. Așa cum vom vedea în continuare, din încrederea pe care Berta o avea în soțul său Carl, a decis să fure mașina și să plece într-o călătorie la rudele sale, scriind în același timp istorie. În 1871, Carl Benz și bunul său prieten August Ritter au înființat atelierul de turnătorie și mecanică de fier Mannheim, redenumit ulterior fabrica de mașini pentru prelucrarea tablelor. Afacerea s-a descurcat prost și s-ar fi închis rapid dacă nu ar fi fost ajutorul financiar primit de la viitoarea soție a lui Carl, Berta. Cu toate acestea, mediul de inspirație creativă i-a permis lui Carl să vină cu nenumărate idei noi, care au fost brevetate pentru piese care sunt în multe mașini, chiar și astăzi. Bujia, carburatorul, radiatorul de apă, ambreiajul, schimbătorul de viteze și în cele din urmă cea mai importantă dintre toate, care a determinat evoluția nu numai a mașinii, ci și a aviației, brevetul pentru motorul cu ardere internă pe care l-a primit chiar înainte de Crăciunul din 1879, când lumea a auzit nu numai cântatul corurilor care sărbătoreau nașterea lui Hristos, ci și zgomotul motorului în doi timpi a lui Benz. Practic, Benz este una dintre cele mai importante personalități în domeniul automobilelor și al aviației, datorită invențiilor sale care încă își găsesc aplicabilitatea și astăzi. Profitul din brevetul motorului cu ardere internă i-a permis lui Carl să se dedice vechiului său vis de a proiecta o trăsură fără cai. Au mai trecut 6 ani de la invenția motorului, iar era automobilului s-a ivit pe pământ atunci când Carl Benz a scos prima mașină din lume din atelierul său, Benz Patent Motorwagen. Având în vedere că a fost prima lui clătită, bazându-ne pe faptul că prima niciodată nu este prea reușită, mașina a fost extrem de greu de controlat, chiar și de către inventator, care a condus într-un perete în timpul primei prezentări. Însă, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Totuși, înspre deosebire de Cugnot, Benz a perseverat și a reușit să combată aceste probleme cu timpul,
Ați putea spune că prima mașină din lume a fost Mercedes-Benz în 1883. Carl a fondat Benz și Chi. Carl a prezentat o versiune îmbunătățită a mașinii sale la Târgul Mondial din Paris din 1888, unde profetul epocii noi a primit destul de multă atenție din partea publicului. Văzând interesul publicului, Carl a decis să înceapă să-l vândă. Și acesta este modul în care Benz Motorwagen, primul automobil vândut comercial, a ieșit pe drumurile lumii. Totuși, la fel ca în cazul oricărui alt produs, nu puteți vinde o mașină fără o publicitate bună. Și această mașină avea cu siguranță nevoia de ea, deoarece încă nu avea trepte de viteză, iar frânele jalnice și motorul slab însemnau că atunci când se confruntă cu un deal abrupt, ceda gravitației. Din fericire, iubita lui soție Bertha a intervenit. Astfel, pasionații auto știu că nu lui Carl ar trebui să-i mulțumească pentru invenția furnizată, ci mai degrabă soției sale. În anul 2020, o călătorie de 100 de kilometri pentru a ne vizita rudele prin intermediul unui automobil nu presupune mult efort. Când discutăm despre tehnologia de ultimă oră, ne referim la automobilele autonome care vor avea nevoie de supravegherea șoferului pe timpul drumului. Însă, fără a fi nevoie de un efort prea mare din partea acestuia, doar să fii atent. Și totuși, în 1888, când s-a petrecut prima călătorie de acest gen, lucrurile nu erau deloc așa de simple. Bertha a hotărât să-și viziteze mama, împreună cu copiii săi, folosind autovehiculul abia inventat. Desigur că în acea perioadă nu existau benzinării, vulcanizări și nici de cum servisuri, așa că Bertha a înfruntat călătoria pe cont propriu. Și totuși, Bertha a reușit ca pe data de 5 august 1888 să ducă la bun sfârșit o călătorie de 100 de kilometri, însă într-un timp considerabil mai mare comparativ cu ziua de astăzi. Și acest lucru a făcut ca Bertha să inventeze altceva care este încă folosit astăzi. S-a oprit într-un oraș și a cerut unui cizmar local să atașeze bucăți de piele la blocurile de frână, astfel încât acestea să prindă mai bine suprafața roții. Așa a aflat lumea despre plăcuțele de frână și de asemenea a aflat că mașinile sunt mai bune decât să circule în jurul curții. Odată cu încheierea secolului al XIX-lea, invenția lui Carl a câștigat popularitate încet, dar sigur. Primele modele Benz și Chi, Velo și Victoria, au devenit primele mașini de producție din lume. Victoria a fost primul automobil cu un motor în 4 timp și osi pivotante, care au fost de asemenea brevetate de Benz și au rezolvat una dintre cele mai mari probleme de manipulare pe care le-au avut primele mașini. În 1899, când Henry Ford încă lucra la ideile sale, Benz era cel mai mare producător auto din lume, producând 572 de mașini în acel an. Automobilele de astăzi. În prezent, când privim primul automobil, ni se pare că ne uităm la ceva total primitiv și în mare măsură chiar așa este. Comparând o mașină a timpurilor noastre cu cea lui Carl Benz, spre exemplu, vom vedea foarte multe schimbări și îmbunătățiri. Astăzi, automobilele trebuie să ofere confort și siguranță, să fie fiabile și gata de drumuri lungi, ceea ce la finalul secolului al XIX-lea nu era chiar așa de important. Mai mult decât atât, inteligența artificială a preluat ștacheta domeniului transporturilor și astăzi putem fi martori la intervențiile acesteia. Spre exemplu, mașini care reușesc să se conducă singure, fără intervenția șoferului să parcheze singure și să se autodiagnosticheze și cu siguranță lucrurile vor continua să evolueze. Industria automobilelor este în plină amploare și am fi putut să vorbim cu orele despre toate invențiile din acest domeniu. În prezent, inginerii sunt din ce în ce mai atenți la modul de producere al autovehicolelor, având în vedere că sunt din ce în ce mai multe și că nu sunt chiar așa de prietenoase cu mediul. Automobilele electrice și autonome tind să acapareze piața și probabil în 20 de ani de zile o să vedem doar astfel de mașini pe străzi. Acesta a fost videoclipul nostru. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci un ochi și pe videoclipul din dreapta. S-ar putea să îți placă.